Bine ați venit cu toții în această dimineață la ceva ce zicem noi că este foarte inedit. Vă veți convinge singur de asta în minutele următoare. Am să vă spun la început câteva lucruri pe care cu siguranță le știți cu toții și cu care cel mai probabil sunteți de acord. Tehnologia comunicării face posibilă o îmbinare fără precedent a vieții personale cu cea profesională. Nu comentez aici dacă ăsta este un lucru bun sau mai puțin bun. Omul de business din lumea modernă are o viață dublă, în care administrează rapid sarcinile profesionale urgente, alternativ cu prioritățile vieții de familie. Până nu demult, paralele și separate în spațiu și timp, cele două laturi ale profesionistului modern sunt trăite acum simultan. Business intercalat cu relaxare. Gadgeturi high-tech conectate global. Tentații și pericole virtuale. Toate astea descriu comportamentul și reflexele unui personaj clasic din filme. Agentul secret. Rutina invită la automatizare, ceea ce se aplică și în ritualurile matinale ale fiecăruia dintre noi. De la automatul de cafea programabil la lectura principalelor ziare, agentul secret este până acum un om obișnuit, dar modern. În fiecare dimineață își citește pe tabletă știrile, folosind o rețea wireless avansată, furnizată de un router cu 3 benzi de frecvență și distribuție inteligentă a lățimii de bandă. O știre financiară îi atrage atenția agentului. Peste noapte, bursele americane și asiatice au scăzut brusc, aparent fără nicio legătură cu evoluțiile ultimelor zile. Agentul realizează că trebuie să ia legătura cu colegii săi printr-o conexiune securizată, motiv pentru care își deschide laptopul. Este unul dintre cele mai performante notebook-uri de 13 inci din lume, optimizat pentru pornire rapidă și update continuu al notificărilor. După o înghițitură de cafea, bine, două, agentul face un apel prin Skype for Business către colegul său Michael Peacebuy, specialist în atacuri financiare aflat în misiune în Coreea de Sud. Acesta răspunde la apel. Bună dimineața, aici Michael Peacebuy, vă rog să vă identificați. Nod. James Nod. Se pare că piețele financiare globale au fost dezechilibrate de o mișcare concertată. Potrivit unor rapoarte confidențiale, o organizație necunoscută încearcă să inițieze mai multe tranzacții ostile. Michael Peacebuy îl anunță pe James că agenția lor are deja un raport preliminar. Situația este destul de serioasă, motiv pentru care agentul secret se conectează prin rețeaua virtuală privată VPN la calculatorul său de la sediul agenției Network and Operations Division, unde deschide raportul preliminar. Documentul descrie tranzacții neobișnuite la mai multe burse mari din lume, lansate în mod coordonat de companii cu un istoric controversat. Agentul extrage câteva date cheie și le transferă în aplicația OneNote de pe laptop, sincronizată cu desktopul său de la birou. Apoi scoate din buzunar un stick securizat care oferă criptare hardware de nivel business. James Nod transferă raportul pe stick, după care trimite un e-mail către colegii lui, cerându-le să lanseze o documentare aprofundată. Chiar înainte de a pleca de acasă, agentul primește un mesaj pe WhatsApp. Neața iubi, pui-te rog hainele la spălat. Înainte de a ieși pe ușă, James mai primește și un SMS de la școală. Aplicația Catalog Electronic, care include toate funcționalitățile unui catalog obișnuit și funcții de comunicare cu părinții, a trimis o alertă automată. Fiica sa a primit o absență. Agentul pornește către școală, unde îl întâlnește pe dirigintele fiicei sale, Daniel iMacLeod. Părintele și profesorul deschid aplicația Catalog Online pe o tabletă cu Android și verifică situația școlară a fetei. Pe lângă absențele din ultima vreme, Plentyotul Nod a întârziat și cu livrarea unor fișe de lucru, motiv pentru care dirigintele hotărăște să printeze pe loc câteva fișe, pe care să-i le dea tatălui. Daniel iMacLeod folosește un computer all-in-one solid cu specificații de business și o structură modulară pentru upgrade-uri rapide. Fișele de lucru sunt tipărite la o multifuncțională rapidă, compatibilă cu tehnologiile NFC, Wi-Fi și AirPrint. Atmosfera se mai relaxează și profesorul îl invită pe tată să vadă cele mai spectaculoase faze din finala de basket a școlii, la care fata agentului a marcat câteva puncte decisive. James Nod îi arată profesorului de unde a moștenit fiica sa talentul pentru sport și caută o fotografie din tinerețe.
Poza este stocată pe cloudul personal de acasă al agentului, realizat cu Network Attached Storage. Un dispozitiv de stocare aflat în rețeaua din locuință și accesibil de oriunde prin internet. Agentul își amintește și de o întorsă din liceu, care îi dă și acum dureri de gleznă. Pentru că tocmai începe ora de anatomie, profesorul îl invită pe tată să participe. Elevii sunt dotați cu tablete versatile, care permit editarea de conținut și oferă mobilitate în diverse moduri. Materia este predată pe o tablă interactivă cu proiector, care permite editarea imaginilor și transmiterea lor direct pe tablete. James ajunge în sfârșit la birou, unde cu ajutorul asistentului Sean Nodery analizează ultimele informații despre tranzacțiile neobișnuite de pe burse. În timp ce navighează, primește o alertă. Soluția de securitate instalată pe calculator, cu tehnologie de protecție proactivă și mediu securizat, tocmai a blocat un atac informatic. Aparent, agenția a intrat în vizorul teroriștilor financiari. În timp ce analizează informațiile de pe platforma de lucru, sistemele agenției îl avertizează în legătură cu posibila prezența unui intrus la adresa de acasă. Mai mulți senzori au detectat mișcări suspecte în apartament, iar o cameră video transmite în direct tot ce se întâmplă. A fost suficient pentru ca serviciile de intervenție să fie alertate. James Nod își reia analiza împreună cu asistentul său. Cei doi accesează o aplicație de business intelligence care include și un top al agențiilor secrete. Network Operations Division este prima cu un indice al cetățenilor protejați de 930,4 milioane și indicatorul nivelului de influență globală plasează agenția pe primul loc. Pentru a pregăti contraatacul, James analizează distribuirea geografică a puterii de acțiune. Situația este acum clară. O organizație ostilă încearcă să destabilizeze piețele financiare și a lansat în paralel un atac cibernetic pentru a bloca serverele marilor jucători de pe piață. Agentul folosește un scanner echipat cu agendă de e-mail pentru a trimite direct către colegii săi o schiță desenată de mână. Destinatarul mail-ului este colegul său, Michael Peaceby. James Nod convoacă o ședință de urgență la care participă colegii săi aflați în agenție, Sean Nodery și Pierce Nodman. Cei trei lucrează la o strategie integrată de contracarare a atacului financiar. Planul de reacție este gata. Toți agenții vor contacta imediat serviciile secrete din țările afectate, directorii burselor de valori și ai marilor bănci. Folosind sisteme criptate, vor transmite informațiile necesare pentru contracararea atacului cibernetic. Agentul le trimite colegilor săi minuta întâlnirii, prin e-mail. Din greșeală îl introduce în CC și pe un al patrulea coleg, Andrew Notbody, care nu este autorizat să primească informațiile respective. Aplicația trimite un răspuns automat. Grație politicii de securitate, mail-ul n-a ajuns la Notbody. Dar Michael Peaceby a primit mesajul și folosește un cont personal pentru a-l trimite mai departe spionului nordcorean Kim El-Kazbit. Agentul inamic însă nu poate deschide documentul grație acelorași politici de securitate. Contul lui era monitorizat și astfel agenția află că Peaceby este un trădător. În consecință, agentul Nod șterge de la distanță telefonul lui Peaceby. Agentul monitorizează în timp real intervenția echipei sale printr-o platformă de colaborare. Această platformă permite editarea simultană a aceluiași document de către mai mulți agenți. De asemenea, ei pot vedea instantaneu toate modificările făcute de colegii lor. La nivel global, operațiunea este în desfășurare. În așteptarea rezultatelor, agentul își va invita soția, pe Ayo Nod, la o cină la Sinaia. James ajunge primul la restaurant și își comandă o salată, folosind un display cu touch pe care se află o interfață de interacțiune cu clienții. Apoi se relaxează urmărind știrile financiare și citește cu interes informațiile despre hotel oferite de un Hospitality TV, un televizor ce poate fi configurat de la distanță. Din nou, o știre îi atrage atenția. Reacția marilor jucători și a sistemelor bancare a fost acum mult mai bine coordonată. Acest lucru a menținut atât stabilitatea sistemelor informatice, cât și pe cea a piețelor financiare. Ayo sosește la momentul potrivit. Criza s-a dezamorsat.
Înainte de a-și continua seara împreună, Ayoș deschide laptopul convertibil ultra subțire, care poate fi folosit atât ca tabletă cât și ca PC. Și o contactează pe fiica lor Plenty, prin Skype Consumer, pentru a vedea ce se mai întâmplă acasă. Totul pare să fie în ordine. Uneori avem cu toții nevoie de o deconectare.